cei mai buni mouse de game. E posibil ca să nu fie auzit mult timp de Zaun, însă de-a lungul timpului, în competițiile profesionale de gaming, jucători de top au folosit în mod constant produse Zaun. Chiar BenQ a avut o colaborare cu câțiva ani în urmă pentru lansarea unui monitor de gaming, un monitor de 24 de inch cu 144 de Hz și am inclus în pachet mouse și mousepad de la Zaun. Cred că aici veți vedea ce înseamnă Zaui și pentru cine sunt create aceste periferice de gaming. Majoritatea jucătorilor de top folosesc periferice Zaui, folosesc mouse Zaui, folosesc mousepad Zaui, folosesc sistemul nostru camat de la Zaui. Mai mult, acest top de acum câteva luni, da? Cele mai bune echipe de CSGO vă arată cine folosește din aceste echipe mouse sau. După cum vedeți, majoritatea jucătorilor preferă mouse sau. Și există o explicație simplă pentru acest lucru. Sunt simpli, sunt confortabili, sunt buni și fiecare își găsește dispozitivul potrivit pentru mâna lui. Ar fi produsele din gama de periferice Zaui. O să vă vorbesc despre fiecare parte. Dacă ținem mouse-ul diferit, nu ar trebui să existe cât un mouse potrivit pentru fiecare? Probabil că cei care lucrați multe ore la calculator ați ajuns în punctul în care v-a durut mâna, ținând-o pe mouse. Gândiți-vă la jucătorii profesioniști care stau cu orele pe mouse și trebuie să aibă precizie. E foarte important ca mouse-ul pe care îl țin în mână să se potrivească perfect cu stilul lor de joc și cu felul în care îl țin. Da? Știți de rock grip, știți de palm grip. Da? Avem 3 serii de mouse. Fiecare serie vine cu mărimi diferite. De ce? Pentru că fiecare are mâna diferită. Da? Eu am mâna mai mică, mi s-ar potrivi un model mai mic. Alții au degetele mai lungi, mi se potrivește un model mai mare. Unii țin mouse-ul în stil clobri, alții țin pangri. Da? Pentru fiecare stil de prindere a mouse-ului, noi avem un model potrivit. Și singura modalitate de a afla ce ți se potrivește este să te duci și să pui mâna pe el și să vezi care dintre ele este cel mai confortabil pentru mâna ta. După cum vă spuneam, aceasta este toată gama noastră de mouse. Mai precis, 3 modele cu dimensiuni diferite. Fiecare model vine cu dimensiuni, inclusiv pe lungime și inclusiv pe înălțime sau lățime. Da? Seria E ce este pentru cei care sunt dreptaci, seriile F, K și Z pot fi folosite ambidextru, da? Au butoane laterale și pe parte și pe alta, sunt simetrice, au înălțimi diferite, au grosimi diferite, înăuntru fiind identice. Toate modelele noastre au aceste specificații comune. Avem un senzor excepțional de bun, pe care nu l-am schimbat ani de zile, pentru că nu-i nevoie. Folosim niște clipuri foarte performante, folosim o rotiță de scroll cu 16 poziții, avem DPI-uri predefinite, dar pot fi modificate la nevoie, nu au nevoie de driver cei care își fac setările. Un alt element foarte important pentru jucători este mousepad. Nu știu dacă ați fost la competiții profesionale să vedeți cât de mult aleargă mâna jucătorilor profesioniști pe mousepad. De aceea, modelele noastre au dimensiuni mari, 30x35 cm sau 48x40. Avem un mousepad care este 100% plat și avem două suprafețe, o suprafață foarte fină. Da, unii preferă așa ceva, avem și o suprafață puțin mai rugoasă, dar care este mai rapidă, mouse-ul alunecă ceva mai bine și
ambele suprafețe sunt disponibile în două dimensiuni. Zoe Kamad. Sunt jucători profesioniști care chiar dacă nu folosesc mouse-ul nostru sau mousepad-ul de la noi, folosesc Kamad. Kamad Cable Management Device. Da? Este jucăria care îți permite să ai cablul de la mouse liber. Să poți să miști mouse-ul pe mousepad fără să te țină cablul, fără să te încurce într-un fel. Lucrul ăsta e foarte important când ești acolo în joc, la nivel profesionist. Acest Kamad este compatibil cu orice tip de mouse. Capătul din cauciuc roșu, da, poate să susțină orice tip de cablu. Din cauciuc sau din material textil, este compatibil cu orice tip de cablu de mouse.